Fotbalul feminin se dezvoltă tot mai mult în România. Cu energia fanilor în spate, Dulca e sigur că le va duce pe fete la mondialele și europene. În fiecare zi. Hai cu energia! Hai cu magia! Hai România! În fiecare zi! Obișnuit să antreneze băieții, Cristi Dulca a avut o mare surpriză când a devenit selecționerul naționalei de fotbal feminin. Sunt mult mai receptive, într-adevăr, și mult mai ascultătoare ca și băieții, mult mai ambițioase. Fanii au început să vină aproape și de naționala fetelor. Când vedem un meci al naționalei feminine cu un stadion plin? Când vom avea și noi rezultate, când vom califica la un campionat european sau mondial. Dulca le învață pe fotbaliste să mănânce sănătos. Trebuie să ai grijă la multe aspecte, la... uleiuri, grăsimi, să nu mănânci. Trebuie să mănânci carbohidrați în funcție de antrenamente. Soția selecționerului se ocupă cu gătitul. Dulca este responsabil cu cumpărăturile. Primul aliment pe care îl pui în coșul de cumpărături. Brânză feta. Îmi place feta foarte mult. Îmi place foarte mult zmeura. Dulca s-a împrietenit cu alimentația sănătoasă când a jucat în Coreea. Mâncau cu mâna tot timpul, luau o salată, carnea, puneau tot felul de mirodenii și o băgau în gură.